De fapt, am fost mai activ. Pur și simplu am primit mai multe proiecte. Bineînțeles, am avut, noi la SACE am avut un an bun în sensul că am câștigat mai mulți clienți. În același timp, paralel că bugetele clienților tradiționale a fost în scădere și am avut un echilibru destul de bun. Și acum, în negocierea bugetelor pentru perioada următoare, care este atitudinea companiilor, clienților de marketing? În general, n-a schimbat absolut nimic în acest an, în comparație cu 2009, unde a fost așa o perioadă de desperare, unde noi am negociat fiul sau fiurile, în general, mai jos, cu muncă mai mare. De fapt, asta era. Mai puțin bani pentru un efort mai mare. Și această tendință a continuat și în 2010. Dar semnele sunt mai bune, cum am spus înainte, în sensul că putem merge acum la o discuție și dacă putem dovedi că putem negocia un alt contract. Și am avut această experiență acum câteva zile unde am fost la un client, am discutat ce am făcut, rezultatele care sunt foarte bune, fiul care a fost minim după noi în comparație de ce am pus ca efort și resurse și am reușit să renegociez un fi mai mare pentru 2011. În primăvară, mulți oameni din domeniu apreciau că în a doua jumătate a acestui an urma să fie mai bine, că piața va începe să-și revină, după care au venit tăierile salariale și din vară foarte mulți au renunțat la prognoze. Cei care nu au renunțat și au continuat să vorbească în presă au vorbit despre o scădere în a doua jumătate a acestui an, totul bazându-se pe creșterea TVA, scăderea salariilor, alte decizii ale guvernului. Acum, puteți spune în noiembrie, cât acuratețe poate să existe în eventualele estimări pentru perioada următoare, începutul an de 2010? Da. Pe ce se bazează aceste estimări? Nu știu de ce se bazează această chestie, pentru că nimeni nu știe. Eu am fost întrebat același lucru. Când vom ieși din această criză? Și răspunsul meu a fost întotdeauna la fel. O să ieșim când o să ieșim, atât. Dacă aș fi știut atunci și acum când vom ieși din această criză, aș fi pe o insulă la Caraibie. Nimeni nu știe. Problema noastră aici în România este avem o situație instabilă, în sensul că avem un guvern care se încearcă să descurce cât mai bine posibil între niște condiții foarte dificile, dar piața noastră este o mică piață. Trebuie să ne gândim în primul rând despre piața europeană și piața Statelor Unite, care este cea mai mare piață din lume. Când vorbim un pic despre economics, macroeconomics, cum se spune, trebuie să ne gândim la o piață mai înainte. O să vină state înainte, după state, o să revine și Europa și după Europa o să revine și România. Nu invers. România nu este o insulă de paradis, da? Din potrivă. Este o țară mică, este o țară în creștere, bineînțeles, în dezvoltare, dar tot este o țară săracă cu probleme majore. Și trebuie să ne gândim ce se întâmplă afară din România înainte să ne gândim ce se întâmplă aici în România. Aveți în grupul dumneavoastră clienți internaționali, în portofoliul dumneavoastră. Clienții internaționali pe care îi aveți, cum se raportează acum, la sfârșitul anului, la ceea ce se întâmplă pe piața din România, rămasă mult în urma celorlalte din regiunea europeană? Majoritatea clienților noastre sunt, într-adevăr, adică în creștere, din fericire. Sunt câțiva care nu sunt într-o stare foarte bună. Dar, cum se spune, toți sunt așa, cum se spune în engleză, strong hand players. Ce înseamnă asta? Sunt mâinile tare. Asta înseamnă că sunt aici în România. Investițiile lor este pentru termen lung. Și chiar dacă este un an prost, chiar dacă sunt 2 ani proști, o să fie aici în continuu aici. Investițiile lor este pentru 10, 20, 30 de ani, nu pentru câteva luni.
Și, bineînțeles, depinde de segmentul, produsul și mai departe, unii sunt mai bine decât alții. De oricum, pentru noi, ca un partener al acestor, suntem aici pentru termen lung și ne gândim întotdeauna la asta. Deși sunt afectate de criză, agențiile de publicitate de pe piața românească dau dovadă în această perioadă de o stabilitate considerabil mai mare decât piața media. Din experiența Saci și Zenit acum în toamna lui 2010, cum sunt afectate munca agențiilor și planurile de marketing ale clienților de toate schimbările care se produc pe piața presii, piața media din România, consolidare, creșterea unor segmente cum e online-ul, scăderea presei scrise, conținutul ieftin. Da, hai să luăm fiecare. În punct de vedere de media, media a fost în scădere tot anul. La Zenith, pot să vă spun, pentru că am avut un meeting bugetar ieri chiar, și venitul nostru în acest an este la fel ca în anul 2009, din fericire. Nu cred că suntem, nu știu dacă suntem singuri, dar sunt foarte puține agenții care au menținut un nivel în 2010 ca în 2009. În primul an. Dacă vorbim despre consolidare în general, putem spune că am văzut și am fost mator la o reducere publicațiilor general în presă. Bineînțeles, sunt niște titluri că nu mai există pe piață. Asta e normal. După o criză, cum am avut în ultimii 2 ani, n-a fost nicio posibilitate să continuă așa. A fost prea multe ziare pe piață, pur și simplu. Bineînțeles, cu online, care este un media destul de nou în România, dar în creștere, asta este, după mine, o oportunitate de creștere, în general. Avem în grupul nostru 2 sau 3 firme care se ocupă de online în mai multe aspecte și am văzut o șifră de afacere în creștere tot anul. O creștere importantă, nu de bani, numai de volum, pentru că suntem numai de la început acum. Dar sunt convins și cred că am dat un exemplu mai devreme despre venitul online în grupul Publicis. Am citit că din venitul grupului 40% vine din online și asta este viitor. Nu este nimic surprinzător. Mi se pare că România va urma același lucru în punct de vedere online și publicitate în online. Dar acum, la sfârșitul lui 2010, cum afectează toate schimbările prin care toată unda de șoc prin care trece media în momentul de față, cum afectează munca dumneavoastră în planificare? Da. Pentru 2011 am finalizat bugetul acum și noi așteptăm o creștere mică, vorbesc probabil 5% pentru 2011. Bugetele clienților n-a fost discutate în detaliu încă. Probabil pentru clienții în general nu vor să spune exact ce vor face. După planurile lor, probabil este un plan de 2-3 luni și după asta o să vedem din nou care este rezultatul în acest moment și o să reprograma sau o să refacă un alt plan de marketing pentru următoarele 3 luni. Asta este un step-by-step, un proces de step-by-step atât. Că înainte a fost un plan pentru un an întreg, stabilit în luna noiembrie pentru 12 luni. Dar acum nu putem face asta. Ca publicitar, vedeți vreo problemă în faptul că media, mai ales TV, dau atâta atenție scandalului politic și chiar se implică în el? Vedeți vreo problemă și în degradarea reclamată de unii cititori Hot News în conținutul oferit de media în România acum? Trebuie să luăm în calcul că scandalele
în general, îți atrage lume. Asta e. Noi, adică românii sunt un pic italiani, care zic, lor le place un scandal fierbinte în ziar, în presă, pe televiziune. Nu contează dacă este vorba de un om politic sau o vedetă la televiziune. Un scandal este un scandal. Și, din păcate, acest fel sau acest gen de program sau de articol este popular și merge aici. Nu pot să fac un comentariu dacă este bun sau rău, după mine nu-mi place. Dar din punct de vedere majoritatea oamenilor în general aici în România, dacă merge, este bune. Dar aveți vreun client care dovedește o reținere mai mare în a comunica pe anumite canale din cauza implicării lor în scandaluri? Nu. Eu cred când este vorba de media, este o știință, într-un fel, și este un business. Dar ratings, un rating al unui canal de televiziune este în creștere sau este bun, este atragător pentru orice client. Atât se pasează.